Informații sinistre au fost lansate în aceste zile în spațiul public. Potrivit unor surse citate de portalul agroinfo.ro, Ministerul Agriculturii, condus de Petre Daia, nu a reușit finalizarea achiziționării sistemului informatic care să permită finalizarea efectuării plăților directe din fondurile europene gestionate de APIA, conform solicitărilor venite de la Comisia Europeană. Acesta avertiza Ministerul Agriculturii încă din vara anului trecut că trebuie să respecte regulile privind disciplina financiară în concordanță cu prevederile regulamentelor europene. Un blocaj al sistemului informatic APIA este un dezastru pentru procesarea cererilor fermierilor și pentru plata subvențiilor către aceștia. Pe scurt, nu va ajunge niciun leu subvenție în buzunarul fermierului. Potrivit sursei citate în acest moment, APIA caută soluții disperate pentru a menține funcțional softul responsabil de plata subvențiilor. Un oficial din conducerea APIA recunoaște valat problemele. Facem tot ce putem ca sistemul informatic să funcționeze. Sunt operațiuni de IT care nu necesită o cunoaștere specifică a softului APIA. Important e că la momentul de față funcționează. La un moment dat va fi nevoie și de dezvoltări, a declarat șeful adjunct APIA Paul Edward Mann, citat de agroinfo.ro. Europarlamentarul Daniel Buda a reacționat dur pe pagina sa de Facebook față de această situație limită în care se află fermierii români și consideră că vinovăția este a Ministrului Agriculturii Petre Daia. Eurodeputatul român cere chiar demisia ministrului, acuzându-l direct de incapacitate instituțională. Domnule ministru Petre Daia, vă solicit public demisia ca urmare a incapacității instituționale de a finaliza achiziționarea softului de la APIA, astfel încât plățile directe să nu fie în pericol. Fermier și sectorul agricol din țara noastră mai au o singură șansă pentru a nu pierde fondurile europene. Să plecați din fruntea Ministerului! Scrie europarlamentarul Daniel Buda pe pagina sa de Facebook. Buda merge chiar mai departe și susține că actuala guvernare este incapabilă să gestioneze eficient programele finanțate de către Uniunea Europeană și că neputința acesteia poate îngropa peste 900 de mii de fermieri. Până la acest moment nu există nicio reacție oficială din partea Ministrului Agriculturii, dar nici din partea conducerii Apia.